Tatăl ei a fost posedat de către un spirit japonez și se află în mare pericol. Băie și fete, bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Mai exact, acesta este primul episod din noua mea serie care se numește Filme Horror în limba română. Mai exact, fraților, nu este chiar așa ceva foarte special pentru oamenii care se uită la mine pe canal. Aceasta va fi o serie în care vom reacționa la cele mai noi filme care apar pe YouTube, adică noi rău de tot. De exemplu, filmul la care ne uităm astăzi este postat ieri și are 41 de vizualizări. Noi vom uita la ele și le vom traduce în limba română ca să înțeleagă toată lumea. Ei bine, băieți și fete, primul film este un rușit foarte, foarte creepy. Vedeți, gen, el are doar 41 de vizualizări, pentru că, fiți atenți, filmul acesta nu există pe YouTube. El a fost arătat la ceva festival de-asta de filme horror, de scumetraje horror, vedeți, în 2022, la festivalul On Set Pes, nu știu ce, și o persoană l-a postat pe YouTube, gen, și cică, nu știu dacă a luat vreun premiu acolo, dar a fost la festivalul ăla. Ei bine, fraților, și filmul ăsta este vorba despre o fată, da, o fată care are vreo 20-25 de ani, care are grijă de tatăl ei, care este bolnav. Ei bine, într-o zi vine cineva, bate la ei la ușă și le lasă ceva, cum îi zice, un fel de cadou, că de aia se numește și filmul se numește The Gift. Le lasă acel cadou acolo, ei deschid ușa, iau cadou înăuntru, însă ce să vedeți, fraților, că în acel cadou se afla un spirit rău. Dacă vă întrebați cum se poate chestia asta, urmează să aflați toate răspunsurile în videoclipul de astăzi și în filmulețul horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Deci, după cum puteți vedea, fix ce v-am zis eu, fraților, zice aici la început. Deci, dacă e să ne raportăm la folclorul japonez, discarded objects can acquire a kami or evil spirit. Deci, ci că ăia din Japonia, cultura lor în ceea ce privește chestiile înfricoșătoare, spune că în momentul în care tu arunci un obiect afară din casa ta, știi, zice, discarded objects, adică chestii pe care, de care nu ai nevoie. Uitați, paharul ăsta, nu mai am nevoie de el, îl arunc. Ci că dacă îl arunc pe stradă și în zona aia se află un spirit rău, acel spirit rău poate să intre în obiectul meu. Ok, hai să vedem mai departe. Deci poate să intre în obiectul meu spiritul rău. This supernatural phenomenon has been known to take place outside of Japan. Deci vedeți, fraților, chiar dacă este din folclorul japonez, acest fenomen supernatural se întâmplă nu numai în Japonia, și în alte părți. Acum nu cred că se întâmplă în România. Dacă stați să mă întrebați pe mine, că i-am aruncat multe chestii și n-am auzit de spirite rele sau ceva de genul. Bănesc că tot în țările alea din Asia se întâmplă. Când zice în afara Japoniei. Mamă, deci deja se aud chestii super ciudate. Ok, fraților, am dat puțin mai tare pentru că se auzea super, super încet. Trebuie să dau și ăsta așa. Și zice că din momentul în care obiectul a intrat în... Nu, spiritul a intrat în obiect, unde se duce obiectul, spiritul vine după el. Hai să vedem care e treaba. Deci ăsta se numește The Gift și îi primesc un cadou. The Gift. Let's go. Sunt curios. Uite, vedeți, a bătut cineva la ușă. Uite, asta este tată cu fică. Vedeți că tatăl ei este bolnav. Ci că stai acolo pe scaunul tău. Și o să mă duc să văd cine este la ușă. Hai să vedem, de cine este la ușă. A, eu credeam că o să fie cineva la ușă, dar nu-i nimeni la ușă, îi se lasă numai cadou. Ok. Ok, bun. Ci că du-te înapoi pe scaunul tău. Taică-s-o a vrut, gen, să vină să vadă care-i treaba. Hopa, s-a schimbat peisajul, înseamnă că s-a făcut seara. S-a făcut seara, fraților. Ok. Ai terminat, tata? Ce face? A mâncat? Uite că l-așteți la gură. Ok. A, da. A mâncat. Ok. Uite, mai și l-așteți la gură. Ok. Deci o fi că ea pleacă acum și taică-su face ceva, gen, la cadou ăla pe care l-au primit. Îi sună telefonul. Se uite destul de încet, fraților. Ce că s-a luat, mamă, cum merge? I wasn't going to, but let me call again.
Ok. Acum nu se mai de ce vorbește ea. Bănesc că acum suntem în perspectiva lui taică-su. Cred că ăsta se duce la cadou. Vrea să facă ceva ca cadou ăla. Imediat te sună înapoi. Băi, voi ați auzit? V-ați auzit vocea super ciudată? Ok. Încep să se întâmple fenomenele paranormale. Băi, și taică-su n-are nicio reacție. Ok, deci eu cred că deja demonul e taică-su. Deci eu cred că deja demonul este în taică-su, fraților. Nu mai avem ce să zicem. Cred. Gen like sunt 9% sigur. E deja în taică-su. Având în vedere că el n-are nicio reacție. Uitați-vă la el cum stă. N-are nicio reacție. Ok, că demonul e deja în taică-su. Îmi pare rău să vă zic, dar... Tată? Ce, că o să mă duc să mă uit la ceva, tu să stai aici. Uitați-vă, băi, el n-are nicio reacție. Asta mi se pare... Hopa! Fraților? Ce se întâmplă? Băi? Tată? Băi? Tată? Ce s-a auzit, fraților? Oh my god, cadou s-a deschis. Nu mai e legat așa, s-a deschis cadou. Ce are în el, fraților? Aia e o lupă? Da, cred că e o lupă. Da, e o lupă. Ok, suspect. Foarte suspect. E o lupă. Ok. Ce vede ea? Mamă, s-a panicat. Oh my god! Ok. Deci taică-su a fost luat de demon. Uite-te că taică-su se aliviază. Oh my god, și aici s-a terminat, fraților. Bun, băie și fete, și dacă tot am reacționat la filmul ăla care a apărut la acel festival de filme horror, am mai găsit încă unul care a fost postat tot pe 27 octombrie, adică astăzi, el a fost postat ieri, și are iară 16 vizualizări. Băi, deci e nebunie maximă, fraților, nu știu care e treaba cu festivalul ăsta, însă ăsta are 2 minute, hai să ne uităm și la el. Se numește The Possessed. Hai să vedem, mamă, deci primul chiar a fost horror rău de tot. The Possessed, adică posedatul. Ok, mamă, direct cimitir, fraților, nu-mi place ce se întâmplă aici, fraților, cu cimitirul, cu astea. Și, ce se zicea? Oh, sunt persoane, missing, oh my god. Fraților, deci uite-vă ce zice aici, sunt persoane care au fost date dispărute. Holy shit, bro. Sunt persoane care au fost date dispărute. Ok. Uite și pe persoana asta. Deci erau oamenii care căutau alte persoane pentru că au fost date dispărute în cimitirul ăsta. Doamne, deci... Cel mai horror scenariu. Ok. Care-i treaba cu persoana asta, fraților? Asta e destul de horror. Care-i treaba cu persoana asta? Missing, ia uite, băiețelul ăsta a fost dat dispărut. Deci băiețelul a fost dat dispărut, am înțeles. Bro, ce se întâmplă? Ok, deci cred că fata asta are ceva legătură cu băiețelul dat dispărut. Băi, băieți. Ea zice ceva, șoptește ceva. Nu știu exact ce, dar șoptește ceva. Ok. Ok, sora mea, ești ciudată. Te poți opri.
Ești foarte ciudat, te poți opri. Oh, oh my god. Ok, deci cred că băiatul ăla Aramechi, ok, deci cred că băiatul ăla a fost luat de fata asta posedată sau nu știu, nu prea am înțeles conceptul. Bun, băieți și fete, asta a fost primul episod din filme horror în limba română. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu. Bun, și dacă vă place conceptul, eu o să mai fac. V-am pa pe toți, pa, pa.